O hală de prelucrare a lemnului din orașul Rosnov a luat foc vineri seară. Pompierii s-au luptat aproape 16 ore ca să stingă incendiul care cuprindea în întregime hala cu o suprafață de 2176 de metri pătrați, acoperișul fiind în mare parte prăbușit. Exista riscul extinderii flăcărilor la construcția lipită de hală, unde funcționează centrala termică și atelierul mecanic și la stivele de cherestea, amplasate la mai puțin de 7 metri distanță. Dat un vecin că arde, dar nu știam ce arde. Și așa am venit să uită mașină și am venit până aici, vedeam ce deja era. Erau flăcări mari până aici? Erau. Mari erau, foarte mari. Se vedea, flăcări foarte mari. Deci cred că se vedea numai din cea la Nisa, din la Zene se vedea flăcări. Se vedea de la Slobozia, s-au văzut flăcările, da. De... Se lucra aici, în fabrică? Da, se lucra. Ce am zis, se lucra. Da. Seara nu. Se lucrează, mai timp de zi. La 7 și am zis 7-5. Am fost anunțat de șeful serviciului de pompieri de la Rosnov, că a luat foc o hală la Akira, fosta fabrică Butoriu, dar și o hală din lemn, care probabil era plină cu cherestea, făcea export de cherestea de la societatea unde a luat foc. Acum focul este sub control, pompierii de la Isu Neamț intervin și pompierii de la voluntari de la Rosnov cu tot efectivul. A existat pericolul de extindere, că am înțeles că erau flăcări mari. În prima fază a existat pericolul de extindere, dar s-a intervenit și s-a izolat cumva focul. Fabrica era funcțională, se lucra, nu? Da, se lucra. Incendiul a fost anunțat la orele 20. Două echipaje de pompieri au desfășurat operațiuni pentru stingerea incendiului până la ora 8:30 dimineața, când au fost înlocuiți cu 10 pompieri din Tura care a intrat în serviciu. Militarii au continuat acțiunea de verificare și stingere a focarelor până în jurul orei 12:30. La locul indicat s-a deplasat pompieri de trecere Piatra Neamț cu 4 autoturi speciale de stins incendiu și o ambulanță SMURG, precum și un serviciu voluntar pentru situații de urgență, constatând la fața locului că ardea hala în totalitate, în suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați, o mare parte din acoperișul acestei construcții fiind prăbușit. Pompierii au acționat în primă fază pentru a proteja centrala termică și atelierul, aflate în continuarea halei, și pentru protecția stivelor aflate lângă această construcție afectată. Acum se acționează pentru mitigarea incendiului. Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire. Au ars hala construită din lemn și învelită cu tablă, două utilaje de producere primară a lemnului și lemn de foc, o cantitate de aproximativ 20 de metri cubi.